Ernesto Rafael Guevara de la Serna, născut 14 iunie 1928 în Rosario, Argentina, decedat în 9 octombrie 1967 în La Higuera, Bolivia, mai cunoscut sub porecla sa de Che Guevara sau El Che, ori simplu Che, a fost un revoluționar de stânga, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sudamerican. S-a născut în Argentina, la 14 iunie 1928, în orașul Rosario, provincia Santa Fe, ca cel mai mare dintre cei 5 copii ai unei familii prospere, tatăl fiind Ernesto Guevara Lynch, iar mama Celia, având strămoși basci, irlandezi și spanioli. La vârsta de 2 ani se îmbolnăvește de astm bronșic, iar la vârsta de 3 ani a învățat șah de la tatăl său și a participat chiar la concursuri, începând de la vârsta de 12 ani. Mama sa l-a învățat franceza, pe care o va vorbi în mod curent, fiindu-i utilă mai ales în experiența africană de mai târziu. Mătușa sa, de care era foarte apropiat și care a crescut-o pe mama sa de la moartea prematură a părinților acesteia, era comunistă. În timpul adolescenței, profitând și de perioadele de repaus provocate de crizele de astm, citește din Pablo Neruda, Jack London, Emilio Salgari, Jules Verne, Sigmund Freud și Bertrand Russell. Arată, de asemenea, un mare interes și pentru fotografie. Cu toate acestea, în 1942, la liceu, joacă rugby în echipa școlii. Reformat din cauza bolii, se ambiționează să ajungă doctor. În anul 1948 se înscrie la Facultatea de Medicină din Buenos Aires. În decembrie 1951 începe o călătorie prin America Latină. În ianuarie 1952 ajunge în Chile, unde descoperă mizeria în care trăiau minerii din nordul țării. Ajunge în Peru, în Amazonia, în Columbia și Venezuela. Revine acasă complet schimbat. Descoperise marile inegalități din America Latină, tragica viață a indienilor, aroganța militarilor. După ce își ia diploma în medicină, pe 12 iunie 1953, pleacă din nou. Bolivia, Peru, Ecuador, Guatemala. La 27 iunie 1954, președintele devine victimă a unui puci militar. Rămâne în Guatemala până în septembrie 1954, apoi pleacă în Mexic, unde, la 26 iunie 1955, îl întâlnește pe Fidel Castro. În această perioadă e supranumit Che. Devine membru al administrației de stânga a președintelui Jacobo Arbenz. În cadrul antrenamentelor care au precedat debarcarea în Cuba, Che a practicat karate și alpinism, escaladând vârful Iztaccíhuatl, care măsura peste 5.000 de metri. Pentru meritele sale, Castro îi dă lui Guevara gradul de El Comandante, cel mai înalt din cadrul gherilei, și îi conferă, la 29 de ani, steaua José Martí, pe care Guevara o va pune pe bereta sa neagră. Această imagine a revoluționarului cu beretă și stea va deveni celebră în lumea întreagă, datorită fotografului cubanez Alberto Corda, autorul acesteia. După cucerirea puterii, la 9 ianuarie 1959 primește cetățenia cubaneză printr-o lege specială. Che Guevara devine, în 1959, comandantul închisorii Cabana. Timp de 6 luni, între 2 ianuarie și 12 iunie 1959, au fost executați acolo cel puțin 156 de prizonieri, în majoritatea lor
politici. Documentele vremii, inclusiv declarații confidențiale făcute de Guevara, sugerează chiar câteva mii de victime. La 26 noiembrie 1959 e numit director al Băncii Centrale a Cubei, iar mai târziu devine ministrul industriilor. A fost activ în reorientarea economiei cubaneze pe modelul centralizat sovietic. Se împrietenește cu Jean-Paul Sartre și cu Simone de Beauvoir și participă în primăvara lui 1960 la un meeting de protest împotriva aruncării în aer a unei nave franceze care transporta arme. Trimis de Castro prin lume, Guevara pledează pentru radicalism total în lupta împotriva imperialismului american. Lansează faimosul îndemn anti-american să creăm noi Vietnamuri. În 24 februarie 1965, la Alger, ține un discurs care va deranja enorm Moscova. Țările socialiste sunt atacate violent în acest discurs pentru că sacrifică lumea a treia pe altarul intereselor lor egoiste. URSS-ul este ținta principală, iar Castro primește reproșuri de la Kremlin. La întoarcerea în Cuba, după discuții între Castro și Guevara, Che nu mai apare în public. Pleacă în Africa, în Congo, împotriva lui Mobutu. Înainte de a pleca în Congo, îi lasă o scrisoare lui Castro rugându-l să o dea publicității doar după moartea sa. Fidel însă dă citire scrisorii la televiziunea cubaneză pe 3 octombrie 1965, în timp ce îi stă alături soția lui Che, Aleida March. Aventura din Congo se sfârșește dezastruos. În decembrie 1965 părăsește Africa. Slăbit, cu crize de astm, bolnav de paludism și dizenterie, se întoarce în Cuba, de unde plănuiește o nouă aventură, de data aceasta în Bolivia. Aventura din Bolivia se anunța sinucigașă. Aici, armata era bine antrenată, iar Partidul Comunist Bolivian nu intenționa să-l ajute. În noiembrie 1966, Che ajunge în capitala boliviană după ce a trecut prin Montevideo. Se îndreaptă spre regiunea forestieră Nancahuazu pentru a forma o școală de gherilă. Lipsit de sprijinul localnicilor, înconjurat de niște novici, la 8 octombrie 1967, grupul lui Che este capturat. Che Guevara este executat o zi mai târziu, la 9 octombrie 1967. În 1966, Bolivia era guvernată de o dictatură militară condusă de René Barrientos, care îl răsturnase de la putere, printr-o lovitură de stat, pe președintele ales, Victor Paz Estenssoro. La cererea lui Fidel Castro, a fost cumpărat un teren într-o regiune montană izolată, Nancahuazu, de către Partidul Comunist Bolivian. Acest teren era situat într-o zonă geografică foarte îndepărtată de cerințele lui Che Guevara, acesta acceptându-l doar pentru a nu mai pierde timp. El ajunge aici la 7 noiembrie 1966, după ce trecuse deghizat prin Praga, Moscova, Paris, dată la care începe și al său Jurnal de Bolivia. Grupul său era constituit din 47 de guerilleros, majoritatea bolivieni, dar și 16 cubanezi aleși de Che, plus câțiva peruvieni și argentinieni. Își iau numele de ELN, Ejército de Liberación Nacional, Armata Națională de Eliberare, având și câteva grupuri de sprijin în mediul urban.
Guevara credea că va găsi sprijin în rândurile țăranilor și ale minerilor, însă Partidul Comunist Bolivian era mai degrabă îndreptat spre Moscova decât spre Havana. Pe lângă aceasta, inflexibilitatea lui Che, care refuză să lase conducerea gherilei comuniștilor locali, îl îndepărtează de la un acord cu Mario Monie, liderul Partidului Comunist Bolivian. Agentul principal în La Paz, Haide Tamara Bunkebider, zisă Tania, era probabil membră a securității est-germane, Stasi, și chiar agentă a KGB-ului. Ea ar fi ajutat, intenționat sau nu, interesele sovietice, punând și autoritățile boliviene pe urmele lui Che. La 9 martie 1967, câțiva militari în civil, aflați la pescuit, îi întâlnesc pe cei din grupul lui Guevara. O întâlnire pașnică, însă, la 11 martie, doi dezertori din ELN sunt capturați, alarmând guvernul bolivian, care cere ajutorul Statelor Unite. La indicațiile dezertorilor este descoperită tabăra de antrenament și ascunzătorile cu documente, alimente, fotografii ce servesc la identificarea lui Guevara de către CIA. Hotărăsc să abandoneze tabăra de antrenament pentru a scăpa de încercuirea armatei boliviene și se ia hotărârea de a coopta membrii din grupul de sprijin urban, Tania, francezul Régis Debré și argentinianul Ciro Bustos. Traseul grupului lui Che până la execuția sa în prezent este circuit turistic. La 23 aprilie, forțele lui Che Guevara ies victorioase din primele ciocniri cu armata boliviană, mai puțin experimentată în războiul montan. Grupul lor pierde însă contactul cu Havana, cele două transmițătoare pe care le aveau defectându-se, unii istorici vorbind chiar de sabotaj, iar unica legătură cu exteriorul rămâne un simplu aparat radio. În ciuda naturii violente a conflictului, Che Guevara acordă îngrijiri medicale soldaților bolivieni capturați și îi eliberează pe cei luați prizonieri. Che își împarte oamenii în două grupuri. Pe 17 aprilie, pentru a-i scoate din zona de conflict, pe Régis Debré și Ciro Bustos, care nu mai puteau suporta condițiile de viață din gherilă și care urmau să transmită mesaje în Cuba și comuniștilor argentinieni. Guevara îl numește la comanda celui de-al doilea grup pe Juan Vitalio Acuña Núñez, adică Villo. Cele două grupuri nu mai reușesc însă să se întâlnească după 3 zile de la punctul de întâlnire hotărât, deoarece grupul lui Villo a fost nevoit să schimbe traseul din cauza apropierii armatei boliviene. În absența unui punct de întâlnire alternativ și fără mijloace de comunicații, cele două grupuri nu se vor mai reîntâlni niciodată. Chiar în această perioadă, Guevara scrie Mesajul Popoarelor Lumii, ce va fi citit la reuniunea tricontinentală, Asia, Africa, America Latină, din Cuba, și care conține cele mai radicale afirmații ale sale. El propune un război mondial deschis contra Statelor Unite ale Americii, în contradicție cu coexistența pașnică, dorită de Uniunea Sovietică și partidele comuniste din America Latină. Che își începe documentul cu una din frazele sale cele mai celebre. Să creăm 2-3 nenumărate Vietnamuri. Acesta este consemnul. ELN primește o grea lovitură la 20 aprilie, când Régis Debré și Ciro Bustos sunt capturați. Ambii sunt torturați de armata guvernamentală și dau informații cheie care confirmă prezența lui Che în Bolivia. Unele probe indică un acord al lui Régis Debré cu CIA, informații contra stopării torturii și promisiunii unei pedepse mai ușoare.
Alte probe se referă la Bustos, care era pictor, ca la cel care a făcut desene foarte exacte ale membrilor grupului. Toate acestea au dus la localizarea și identificarea membrilor grupului lui C de către forțele boliviene. Guevara credea că are de-a face doar cu armata boliviană, prost echipată și antrenată. Totuși, când guvernul american l-a localizat, CIA și forțele speciale, incluzând un batalion al United States Army Rangers, care și avea baza nu departe de zona în care acționa gerila, sunt trimise pentru a antrena și susține armata boliviană. În timpul verii au loc numeroase lupte, iar la 1 august CIA trimite 2 agenți pentru a accelera capturarea lui Che Guevara. Era vorba de 2 agenți americano-cubanezi, Gustavo Villoldo și Felix Rodriguez. Acesta din urmă se infiltrase și în Cuba pentru a pregăti atacul eșuat din Golful Porcilor. Pe 31 august, coloana lui Vilio Acuña, care o includea și pe Tania, este prinsă într-o ambuscadă pe când traversa un râu, fiind uciși cu toții, cu excepția lui Restituto Cabrera, care reușește momentan să scape, dar care va fi capturat și executat pe 4 septembrie. Ultimul contact cu partea urbană a ELN este oprit la 15 septembrie, atunci când, în mod inexplicabil, ultimul membru al serviciilor secrete cubaneze implicat a fost rechemat în țară de către șeful său, Manuel Pinheiro, prosovietic și opozant al lui Che Guevara. Contrar celor întâmplate în Congo, nu a fost făcută nicio tentativă de ajutor din partea Cubei pentru a-i ajuta pe Che și pe oamenii săi. Izolată, epuizată fizic, lipsită de apă potabilă, coloana lui Che este la capătul puterilor, iar uneori trebuie să-și transporte șeful care avea crize teribile de astm. În ciuda tuturor dificultăților, Guevara are mereu aceeași voință și își împinge oamenii înainte, ca în cazul trecerii unei prăpăstii pe care toți o considerau imposibil de trecut, pe când Guevara o face, în ciuda condiției sale fizice precare. Imbecilule, nimic nu este imposibil în această viață. Totul este posibil. Imposibilitățile și le creează omul singur și tot el trebuie să le depășească. Ernesto Che Guevara. Grupul își vede tăiată retragerea spre Rio Grande, ceea ce îl obligă să urce din nou spre munți, spre un mic sat, la Higuera, unde avangarda este și aprinsă într-o ambuscadă și pierde 3 oameni. Pe 26 septembrie, ceilalți 17 supraviețuitori reușesc să scape și încep să coboare spre Rio Grande. Forțele speciale boliviene află de la un informator locul unde se află cantonați luptătorii și mai mult de 1800 de soldați sosesc în La Higuera. La 8 octombrie sunt încercuiți în zona râpei Quebrada del Yuro și Guevara ordonă ca grupul să se despartă în două, unul cu bolnavi fiind trimis mai în spate, iar Che, cu cei rămași, rămâne să țină piept trupelor boliviene. După 3 ore de lupte, Che este capturat, împreună cu Simon, Cuba, Sarabia. Che s-a predat după ce a fost rănit la picior, iar pușca sa deteriorată de un glonț. Conform soldaților bolivieni, el ar fi strigat: "Nu mai trageți, sunt Che Guevara și valorez mai mult viu decât mort." Această declarație este în totală contradicție cu comportamentul, pe care îl voia exemplar, a lui Che din timpul gherilei din Cuba, dar ar putea fi explicat prin faptul că era într-o situație fără ieșire. O altă versiune a capturării spune că ar fi murmurat pur și simplu: "Eu sunt Che Guevara."
Grupul de guerileros este înfrânt și dispersat. 3 oameni au murit, unul este grav rănit, iar ceilalți sunt capturați sau uciși de către armată în zilele următoare. Doar 5 dintre luptători reușesc să ajungă la frontiera cu Chile, de unde sunt preluați și evacuați de senatorul Salvador Allende, viitorul președinte al statului Chile, mort în timpul unei lovituri de stat din 1973. Conform lui Harry Villegas, zis Pombo, unul dintre supraviețuitori, dacă Guevara ar fi ales să meargă cu grupul lor, ar fi supraviețuit și el. Cei 2 prizonieri sunt duși într-o școală abandonată. La 9 octombrie, guvernul bolivian anunță moartea lui Che Guevara în luptă. În același timp, sosește în La Higuera colonelul Joaquin Zenteno Anaya și agentul CIA Felix Rodriguez. La ora 13, președintele Barrientos dă ordinul de execuție al luptătorilor. Chiar dacă nu și-au justificat niciodată decizia, colaboratorii lui Barrientos cred că îi era teamă de un proces public ce ar fi atras atenția internațională asupra Boliviei, cum s-a întâmplat în cazul lui Regi Debre. El nu voia de asemenea ca Che să fie condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, apoi eliberat, ca în cazul lui Fidel Castro. Există numeroase versiuni asupra gradului de implicare și de influențare a Statelor Unite și CIA în această decizie. Președintele Barrientos a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite chiar înaintea execuției lui Che. Pe de o parte, documente ale agenției declasificate în timpul lui Bill Clinton arată că CIA nu ar fi dorit ca aventura lui Che în Bolivia să se termine prin moartea sa, iar pe de altă parte, alte surse indică faptul că CIA ar fi făcut presiuni ca Che să fie executat. Cert este că CIA a fost prezentă în momentul morții lui Che Guevara. Există mai multe versiuni și în ceea ce privește persoana care a dat propriu-zis ordinul de execuție. Unele surse îl indică pe agentul Rodriguez, care ar fi primit ordin de la colonelul Zenteno. Alte surse îl indică pe capitanul Gary Prado Salmon, șeful rangerilor bolivieni. Se pare că Rodriguez i-a dat ordinul de execuție sergentului bolivian Mario Teran, cu precizarea de a nu-l desfigura, iar rănile provocate să pară a fi făcute în timpul unei lupte. După alte surse, Mario Teran ar fi fost ales prin tragere la sorți în cadrul trupelor boliviene, fiindcă ar fi existat o ceartă în privința celui care ar fi avut privilegiul de a-l ucide pe Che. Mai multe persoane l-au putut vizita pe Che, printre care învățătoarea din sat, care i-a adus mâncare și care își amintește următorul dialog. De ce, cu inteligența și fizicul dumneavoastră, familia și responsabilitățile pe care le aveați, v-ați pus într-o asemenea situație? Pentru idealurile mele. Corpul său și cele ale celorlalți luptători au fost luate de armata boliviană și duse cu ajutorul ofițerilor americani și agenților CIA cu elicopterul în orășelul Valle Grande, unde au fost expuse pentru mass media în spitalul local. Sute de persoane, soldați, civili și curioși, au venit să vadă corpurile. Călugărițele din spital și din oraș au remarcat asemănarea frapantă cu Isus și i-au tăiat șuvițe din păr pentru a le păstra ca talismane. După amputarea mâinilor de către un medic militar pentru a autentifica corpul și a păstra o probă a morții sale, oficialii bolivieni l-au îngropat într-un loc secret. După execuție, militarii bolivieni și Felix Rodriguez și-au împărțit lucrurile lui Che, incluzând cele 2 ceasuri, printre care un Rolex încredințat lui Che de un camarad moribund și jurnalul lui Che Guevara în Bolivia.
astăzi, o parte din lucrurile sale, printre care și lanterna sa, sunt expuse la sediul CIA, ca niște trofee. La 15 octombrie, Castro recunoaște moartea lui Guevara și proclamă 3 zile de doliu național. Moartea lui Che Guevara a fost percepută, în acel moment, ca o grea lovitură pentru mișcările revoluționare sud-americane și pentru lumea a treia. În 1997, rămășițele lui Che și ale altor câțiva camarazi sunt exhumate și identificate cu ajutorul probelor ADN de către o echipă de medici legiști cubanezi, apoi transferate în Cuba. El a fost înmormântat cu funeralii de erou național împreună cu 6 dintre camarazii săi de arme din Bolivia, în mausoleul din Santa Clara, orașul pe care îl cucerise în timpul revoluției.